Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Bully Scholarship Edition și probabil penultimul episod sau mai bine zis finalul. Bine, probabil că o să vă întrebați cei care n-ați văzut până acum seria și n-ați auzit și nu știți tot. Probabil o să vă întrebați cum adică pe penultimul episod și finalul, stai ce? De fapt nu sunt sigur că e finalul, dar se numește Complete Mayhem. Și e posibil să fie final, dar nu știu. Mă rog, o să vedem imediat. Dar ideea e că dacă se termină jocul aici, o să mai fie încă un episod pentru că mai am anumite misiuni de făcut. Bun, dar întâi vreau să termin povestea. Complete Mayhem. What the hell are you doing here? Looking for you, Zoe. I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meat slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. Well, okay. What about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. Okay. Sunt curios cât se are Zoe, că dacă are 15 ani, doamne feri. Iar dacă nu are 15 ani, atunci... God damn it, you go, Jimmy! Stai! Jimmy Hopkins, da, am zis bine. Așa. Aparent Russell... Oh, uite-l, uite ăla, scuterul. Aparent Russell a fost prins și probabil e posibil... Probabil e posibil, da, feri. Și posibil să fie dus la închisoare, nemaipomenit. Ah, oh, nemaipomenit. Trebuie să mă duc și să-l scot pe Russell de acolo. Holy fuck, bro, câți vin după mine? I'm Batman. Eu nu pot să cred că nu m-a văzut. Jimmy, there you are. I don't know what to do. And I smell like me. Oh, wow, nigga, nu fugi. Fa bine, las că fugi bine pe unde fugi. Mamă, dar în ce hal fuge, frate, pentru un om așa de mare? Holy fuck, bro, ce dracu, zici că e Rhino din Spider-Man. Ăștia cred că mă urmăresc pe mine mai mult decât îl urmăresc pe el. Bro! Ok, am scăpat deja de polițiști. Dang! Okay. Hey Jim, this is your turf. What the hell's going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So, we run in there, try to stop the fighting, and find a way to deal with Gary. Alright, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. Okay. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Cool. Okay. Mamă, ești nebun. Deci cu cine mai spun? Am început la tot și așa, uitați-vă și voi. Damn. Mai știi ce ești de Rhino? Edgar, we'll take out the gang leaders. Without them, Gary's got nothing. Ok. Trebuie să caut în cum se numește, în clădiri pentru liderii de facțiuni. Ceea ce de fapt nu o să fie așa de greu, dacă stăm să ne gândim, la atelier o să găsim ăștia cum se numesc. O să găsim o să-i găsim pe Greasers, pe puleioși, pe chestii, ziceți-le cum vreți. Aici o să-l găsim pe ăla, o să-l găsim tocilarii. Ideea e că vreau întâi de toate să-mi refac HP-ul, că uitați-vă și voi cât de puțină viața am și cred că pune și tocilarii ar putea aici să mă sece de HP. Oh, și era să-l vine cu mine. Frate, mi-ar prinde bine aici o fată, gen tipa aia roșcată.
Damn, n-ar fi fain. Dar bănuiesc că nu o să vedem prea multe fete pe aici, nu? Lasă-mă gândeam și eu. Bun, Russell, hai cu mine. Mergem întâi de toate la tocilari. Mă rog, nu o să fie mare lucru, îi batem imediat. What? Ok, aparent nu-i găsim, îi găsim. Oh, corect, s-au atacat între ei. Asta are mai mult sens decât așa mă gândeam eu. Știi că gen nu sunt toți acum la... Nu sunt pe defensivă, sunt pe ofensivă. True. Holy fuck, bro. Mamă. Russell, te rog eu mult, nu mai. Mamă. Mai rău mă bate Russell decât... Eu știi la alții. Ok. Haide, asta încerc. Oh! Tipul se apără destul de bine. Și Russell îl bate destul de bine. Ok, vreau sucul. Du-te, dracu. Picat, băiatul, picat! Ok, deci am bătut pe tipea pe fotbaliști. Mai sunt tocilarii, The Greasers și Prips, parcă? Nu știu exact. Ok, deci, da. Deci tu vrei să zici că în sala de sport o să-i găsim pe tocilari? Dacă e să o luăm așa după logică, da. În sala de sport aici or să fie tocilari. Exact. Wow. Wow. Ernest, you nerd. What were you thinking? You fool. You don't see it. Gary's got a plan. Great plan. You idiot. Gary's plans are a load of crap. I should know. You don't get it. Mă rog, pe ăștia-i batem imediat. Adică, frate, sunt tocilari. Cred că am scăpat de cei mai duri primii. Da. Ăsta se duce imediat. L-am bătut încât i-au căzut până și ochelarii. Mă rog, pe ăsta-l termin imediat. Ok. Stai să iau spotgun-ul, perfect. Mai sunt Greasers și Prips, pe care bineînțeles că o să-i găsim unii la ceilalți. Deci pe Prips o să-i găsim la atelier și pe Greasers, unde ar dracor fi, unde dracor mai fie ei. Harrington House, aici o să fie Greasers. Și în partea alaltă la atelier, la, mă rog, workshop sau cum dracu fi, o să-i găsim pe ăștia. Pe... Stai, pe ăștia am găsit acasă la ei, what? What the fuck, bro? Tipul ăla mai poate? Nu cred că mai poate. O să am nevoie de rasă loleacă aici. Boom! 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 Și boom! Boom! E mers atunci. The last action leader. Ok. Mai sunt decât Greasers. Am bătut fotbaliștii, am bătut ăștia. Ah, faină viață. Mai am un singur chestie de aia. Mai am o chestie de aia. Mă duc cu asta pentru că rasă destul de rapid mă prinde de normă. Ok, mai a rămas atelierul, cred. Da. Clar. Nu cred că am mers bine pe unde am mers. Boom! Wait, what? Stai. Unde dracu mergem? D-
dormitorul fetelor, really? Really? Aici o să fie Greasers? What? What? Ok, înțeleg eu că sunt usuroși chestii, dar chiar așa? Ok, nu mai zic nimic. What the hell are you doing, Johnny? Why are you taking orders from Gary? Shut up, Jimmy! You left us and everything went down the toilet! Oh, n-are un ochi de exit. Sunt curios dacă ăsta o să fie mai slab acum, pentru că... Nea, că am fost bătute. Oh, fuck! Stai. Spot. Stai așa. Bine, frate. Wow! Wow! Fuck. Russell, nu știu cum să zic asta, băiete, dar am eu cam iau! Fuck! Nigga! No! Repede, repede, repede! Ok, cred... Ah, oh, fuck! Mi-am luat-o. M-a bătut. Mamă! Băi, nu mă așteptam la asta. Fuck! Aveam viața full. Fuck, bro. Deci, în ce hal a putut să dea tipul ăsta? Doamne. Deci nu, că la asta chiar nu m-aș fi așteptat. Sincer, știi, eram chiar așa de liniștit. Nici nu m-am mai chinuit, deci nu mă gândeam că o să-mi fac așa ceva. Ok, wow, wow, asta a fost prea, prea, prea de tot. Nu, că începem direct cu ei, nu mai stau să mă duc în altă parte. Începem direct cu tipii ăștia, că ce dracu e asta? Bro, really? Deci a fost... Wow, what the fuck? Nu, că îmi bag ceva în mama lui de idiot. What the fuck? Ok, sunt șocat. Da, bine, bine, frate. Știi ceva? Ai un ochi învinețit, hai că ține învinețit că și pe celălalt, așa, îți fac cadou de ziua ta, ia, Daci, nea. Ia să duci și pentru muta și pentru tot neamul tău, du-te. Vai de... Dar mai ții mă mult garda aia jegoasă. Du-te. Du-te învârtindu-te, du-te. Du-te în... Am și uitat de chestia asta. Nu, că trebuie să-l ajut pe ăla, să-l cărui și că mi-a bătaie băiatul. Nea, că eu ți-l bat pe ăsta. Bun, am scăpat de ăștia. Nu pe aici. Pe aici. Aparent ăștia chiar au fost și mai nenorociți. Și să vedem. Pe unde mergem. Stai. Ok, deci prima dată... Hai să începem cu... tipii care sunt în librărie sportivi chestii. Și lăsăm pe aia mai ușor la sfârșit. Librărie. Doamne, ce nu zic librărie? În... bibliotecă, mama, e de bibliotecă. Ted, I need you to help me. Get lost, Jimmy. You ain't nothing. You're just asking for it. Ok. Du-te, du-te, du-te. Du-te-n... Nu mai zic eu în ce să te duci. Ok, fraților. Nu, că pe ăsta ți-l bat așa, cu nemiluita. Hopa, hopa, hopa. Dar mai du-te în gâtul, mă, așa. Du-te, pia și pentru neamul tău. Nu, că deja m-am enervat. Opa, stai așa, Russell, băiete. Așa, du-te. Na,
că voi fără umilință nu știți, până nu sunteți umiliți în ultimul hal, nu plecați. Următoarea este sala de sport, cred, nu știu, habar n-am. Na, prima dată mergem să ne batem cu Prips. Sau cum dracu s-o numi ei. Și după aia ne ocupăm și de șobolani. Stai, nop, fac. Haide, domnul Russell. Hopa! Da, și de ăștia ar trebui să scăpăm repede. Pe urmă, șobolanii sunt o nimica toată și... Da. Îmi place că la ăștia nu e nimic devastat, adică pana mea. Stai că... Aici aveam spot gun, fuck. Opa. Du-te. Ia, daci, bitch slap. Scuze, Russell. Asta a fost ultima mea intenție. Da, cred că l-a sperat să-și facă de cap. Da. Mamă, dar cât ia căcatul ăsta, ești nebun. Prea OP. Uite, zici tu. Opa. Lasă cam feric, cumva. Cât mai am? Mai am destul cât să mă ocup de ăștia, nu-mi fac griji. După asta, că... Deci nu, chiar aici chiar mergea o muzică mai șmecher așa, mai de acțiune. Ăștia sunt o nimica toată, imediat ai termin. Dar de ce toată lumea are ochelari de la tocilari? O, și rimează ochelari, tocilari, poate de asta. Ăla e și picat, da. Stai să iau asta și... Opa! Ducete. Meet Edgar inside the school. Bun. Am terminat cu facțiunile, să vedem ce vrea Edgar acum. Adică, de fapt, să vedem ce a făcut Edgar, pentru că... Noi cam i-am zis lui Edgar ce să facă, deci nu prea e cum vrea el, e cum vrem noi. Ceea ce e super. Dacă asta se primește. Dar mă rog, vedem acum. Yo, frate. Haide! Nop! Nu pot să cred așa ceva. Nop, tot o să fac eu asta cândva. Ok. Wow, 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 ok. Oh. În sfârșit, n-o să am nevoie. What? Opa. Stai, băi, băi, ai plecat cu... Bine, vedem noi acum. Și hei, aia era pe mea! Ce-ai plecat cu ea? James, I've been waiting. What? Let the games begin. Ok, ok, dacă tu vrei, așa să facem, băiete. Eu am vrut să fim prieteni, dar tu nimic. Batman. Ok, hai să vedem cum merge treaba. Gary, moron! Holy fuck, e deja seara. Why not? I won! I tricked everyone, starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects. Me! I won! You are sad, man. I might be sad, but I run your world, moron. And don't you forget it. You did all my dirty work for me, Hopkins. You're like a puppet, only dumber. Whatever. Let's finish this. Okay, hai să terminăm. Special delivery. Okay. Tipul m-a ratat. If you prove to be
tocmai m-a arătat. Fuck! Chiar am căzut, doamne, și eu. Fuck! Fuck! Ce om, bă! Aruncă el cu cărămizi în mine! Nope. Nu te las. Știi că nu te las. N-am să te las să învingi. Tot timpul ăsta ai făcut ce ai vrut tu. Acum e timpul să-ți servesc puțin dreptate. Și puțină muie. Da, mai ales asta. Asta ar fi cam timpul să servești, pentru că după atâta timp o meriți. Ted, Darby, Johnny and Edgar and just wait for the right moment to swoop in and take it all. Bine, las că vezi tu. Really, bro? Holy fuck. Frate, m-am blocat aici. Okay, what? Stai, what? Am picat prin... Ok, măcar știu, măcar n-am picat încât să mor. Sau mă rog să fie ok eu, pentru că în jocul ăsta nu prea cred că ai cum să mori. Bine, eventual dacă pici la distanța asta, mori, te duci dracu, dar zice că ești KO. Și văd că plouă și îmi place cum se scurge așa pe tavan, vedeți acolo, dar nu-mi place că nu prea e animația de ploaie. Dar nu-mi place așa cum se scurge apă pe tavan. Bine, e, da, e când vrea. Că mai are momente în care nu vrea să fie. Hello. Așa. Hai să vedem noi unde mai fugi când ajungi pe tavan tu. What? Da, 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 ești bun la dată în gură. Hai să vedem cât de bun ești la bătaie. If I win, you're just another punk. You win and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy. Why'd you do it, Gary? Because I can. Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you. You would have if I'd given you the chance. Face it, I'm smarter than you. Oh, congratulations. You're smarter than me. You hate everyone and everyone hates you. Trebuie să recunosc că tipul ăsta a făcut, tipul care a dat voce a făcut o treabă bună. Got kids expelled unfairly, put several others into therapy, and he still likes me. You're such a loser. Well, at least my mom doesn't make her living on her back. You're dead. Hopa. Hopa. Stai că asta nu e bine. Așa, fii real, nebia, să te vedem noi pe tine. Acum ce știi să faci? Ok, dai din gură, dai din gură, da. Știi să te și bați? Nu știi, cum să știi? Du-te, dracu. Așa, du-te, ia și dai aici. Ia și pentru măta și pentru tot neamul tău. Și pentru tot ce ai făcut. Și pentru Pete și pentru Algi și pentru faptul că am fost dat afară din școală. Chiar dacă e o școală de căcat pentru tine. Na, ia daci. Și mai încă puțin, și încă puțin, și mai ia și vreo 2-3 de aici. Ok, stai că știi și tu să servești vreo 2-3 pumni, dar mai mult nu. Și o să ai grijă să nu o faci. Du-te, du-te, du-te învârtindu-te. Așa, gata, ia-o, ia-o. Și ești mort. Atât, te-ai dus pe... Nu mai zic ce, bine și... I heard the whole thing. You're expelled. Come and untie me, boy. Yes, sir. Sorry. Oh, așa, ia daci. Să te duci să... No, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep.
What a hero! A lone wolf! Uh-huh. Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Like this girl, Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. Perfect. Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother... What letter? Perfect! Toate se termină cu bine când se termină cu bine. Bun! Zoe înapoi la școală. Gary și-a luat la muie, toată lumea e fericită și Pete nu o să mai fie chiar așa. Atât, frate, atât. Și până la urmă ajunge și Jimmy cu cineva. Doamne ajută, ok, deci ăsta a fost jocul. De fapt, ăsta a fost story-ul. Să nu uităm totuși că mai sunt acolo câteva... câteva misiuni pe care noi, adică eu, încă nu le-am făcut. Dar nu vă faceți griji. Pentru că nu asta a fost sfârșitul, adică ăsta a fost sfârșitul poveștii. Dar o să mai urmeze încă un episod bonus în care o să facem tot ce nu am făcut până acum, adică toate misiunile pe care le-am făcut acum, toate misiunile secundare și eventual poate și câteva cursuri și poate găsim și noi al cincilea sau al șaselea, era al ultimul tranzistor, nu mai contează, mai eram doar unul singur. Parcă să zic că era al șaselea. Însă, da, vă mulțumesc că ați susținut seria până aici. Hai să lăsăm un like la acest episod pentru serie și să ne pregătim de următorul, care o să fie de fapt ultimul episod. Însă, cam asta a fost tot. Eu am fost Cristi, până data viitoare, ne mai auzim, bye bye.